joi 29 martie, la Cercul Militar Național din București, a avut loc ședința anuală a Clubului Amiralilor. A fost un bilanț al activităților desfășurate anul trecut de membrii clubului, dar și o proiecție a ceea ce va reprezenta anul 2018 pentru Clubul Amiralilor. Astăzi am desfășurat în garnizoana București adunarea generală a Asociației Clubul Amiralilor, având plăcerea, onoarea și bucuria de a ne întâlni cu majoritatea membrilor, pe care, din păcate, îi vedem mai rar, fiind trăitori în două garnizoane diferite. Am analizat activitățile desfășurate de asociație în anul care a trecut și am stabilit câteva direcții pentru anul viitor. Activitățile pe care le-am prevăzut în planul pentru 2018 au ca țintă, ca dedicație, aniversarea centenarului României. Vom participa la toate activitățile organizate de Statul Major al Forțelor Navale, vom fi prezenți în unitățile Forțelor Navale, în instituțiile de învățământ și vom aborda în întâlnirile noastre ideile principale care au stat la baza Marii Uniri. Scopul și obiectivele Asociației Clubul Amiralilor au fost realizate și anul trecut prin dezbateri, apariții editoriale, întâlniri cu militarii activi și cu personalități ale vieții militare, culturale și științifice, premiera anuală a celor mai valoroase cărți cu subiecte de marină, acordarea de premii șefilor de promoții a instituțiilor de învățământ de marină. Asociația Clubul Amiralilor este asociație neguvernamentală, autonomă și apolitică, constituită în scopul afirmării și menținerii unor relații colegiale între amiralii României, precum și pentru stimularea preocupărilor acestora pentru efectuarea de studii, sinteză, memorii și lucrări referitoare la problematica forțelor navale.